și analiză. Sunt declarații în acest moment în direct. Primarul Daniel Băluță, haideți să-l ascultăm. Care a stat foarte, foarte, foarte mult timp neutilizat. De aceea mizăm că peste 6 luni vom reuși să semnăm contractul de execuție, pentru că ne așteptăm ca în următoarele 30 de zile contractul de finanțare pentru această nouă stație, nouă linie de metrou să fie și el semnat. Am generat aici la nivelul sectorului 4, împreună cu Primăria Municipiului București, împreună cu Ministerul Transporturilor, împreună cu Metrorex, cu Consiliul Județean Ilfov, cu sectoarele cu care ne învecinăm și nu numai, un model de colaborare, un model, un tipar după care ar trebui să funcționeze, din punctul meu de vedere, orașul. Este singura modalitate în care acest oraș se poate dezvolta și sunt bucuros că pot spune astăzi aceste lucruri la fața locului. Putem vorbi despre acest tip de dezvoltare într-un loc în care au apărut rezultate și în care viața oamenilor, atât din București cât și din Ilfov, s-a schimbat în mod fundamental. Asta nu este tot, pentru că proiectele de infrastructură pe care le propunem în continuare sunt deosebite. Mizăm să realizăm. Se extinde magistrala M4, doamnelor și domnilor, dacă vreți, dintre cele mai așteptate linii de metrou. Iată că încep construcțiile, urmărim toate anunțurile, mergem acum.